Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Vasile Groza, cetățean de onoare al Oneștiului. Toma Constantin, ales președinte al Ligii Aleșilor Locali din Bacău. Mănăstirea Cașin are proiect de alimentare cu apă prin Programul Național Angel Salini. Vineri 25 noiembrie de la ora 13 la Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești a avut loc un eveniment cultural dedicat scriitorului oneștean Vasile Groza, tatăl cunoscut de interprete de muzică ușoară Loredana Groza. Moderatorul evenimentului a fost fratele artistei Cristi Groza. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Este o mare bucurie să fiu astăzi prezent aici la acest eveniment. Bucuria este cu atât mai mare să văd atât de mulți tineri frumoși. Chiar dacă n-am fost de la început, tehnologia ne-a ajutat și i-am văzut și pe micuții dansând. L-am auzit și deschiderea și pe Cristi și pe Ionuț. Am văzut că a făcut prezentarea și a vorbit despre ce se va întâmpla în perioada imediat următoare legat de bibliotecă și de activități. De asta nu voi mai relua. Felicitări, domnule Groza, mă bucur că sunteți aici. Eu cu Cristi mă știu de foarte mult timp. Cuvântul prieten este... Ți-asum multă responsabilitate când îl spui, dar pot să spun că mi este prieten Cristi. Pe Nea Groza, la fel spun Nea Groza, nu domnul Groza, pentru că... Da, a crescut... Și a fost foarte apropiat de familia mea, s-au cunoscut cu tatăl meu, doamna a fost colegă cu bunica, parcă nu. Iar soția a fost învățătoarea lui tatăl primar. Vorbește corect. Nu tatălui. Tatălui. Exact, domnul Pui. Bravo. La emoții. Se poate trăi fără emoții. Numai morții, numai o emoții. Încolo... Vorbește puțin. Dar s-aude, mă, că s-aude. Eu mai ales că o ureche n-aud. Vă rog. Da, și pentru că domnul Groza are o bogată activitate literară și este o personalitate pentru comunitatea noastră, ieri Consiliul Local a votat decernarea titlului de cetățean de onoare, pe care aș vrea să îl înmânez, domnul Groza, pentru întreaga dumneavoastră activitate. Felicitări! Vasile Groza a mulțumit public primarului Victor Laurențiu Neghină pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al Oneștiului. Dragii mei oneșteni, domnule primar Laurențiu Neghină, dragi public, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la această sărbătoare. În viață am fost și prinț și cerșetor, nu-s vorbe aruncate în vânt, întotdeauna de la Dumnezeu primit am ajutor, iar între semeni mi-a respectat al meu cuvânt. Și astăzi, ca mare om, după cum ați văzut, cu onorul ce mi s-a acordat, nu scobor din stele sau din avion, ci sunt al veții brav soldat. Ce am pornit de la sapă și lopată, trăind din fașă fără tată, și am săpat, până am dat de apă, căutând să înving în viață prin luptă dreaptă. Nu-s cel din urmă ce-mi va rămâne urma, vă aduc o veste bună, sunt cetățeanul de onoare, Vasile Groza, al oneștenilor dintotdeauna.
scriitor și poet în literatura română. Vă mulțumesc frumos! Multiple proiecte pe fonduri europene sunt în curs de implementare la Spitalul din Onești. Despre toate acestea a vorbit chiar primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghina, în cadrul unor declarații comune împreună cu vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, avocatul oneștean Gelu Panfil. Alte proiecte importante care se desfășoară în acest moment sunt două proiecte în cadrul Spitalului Municipal, unul cu puternică implicare, aproximativ 1 milion de euro cofinanțare la Consiliul Județean și îmi permit să le mulțumesc încă o dată pe această cale. Un proiect de 32 de milioane de lei, 6 milioane și ceva de euro, încă un proiect de 10 milioane de lei pe dotări. În perioada imediat următoare se dă drumul la licitație pentru încă un proiect de 10 milioane pe care l-am depus la începutul anului și deja s-a primit finanțare pentru fluide, pentru înlocuirea rețelelor electrice și de fluide, de actualitate oxigenul, cel mai important, pentru că știm cu toții, deși Onești avea instalații de oxigen, în momentul în care a devenit spital suport COVID, s-a constatat că era puțin insuficientă rețeaua respectivă și trebuie să le aducem, ne-a păzit Dumnezeu să nu ne confruntăm cu vreo catastrofă, ceea ce s-a întâmplat în alte spitale, doar eu îl invoc într-adevăr pe Dumnezeu, dânsa, deși este fică de preot, văd că îl cam ocolește. Am spus-o și cu toată responsabilitatea și cu credința care mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat-o, fără voia lui Dumnezeu nimic nu se întâmplă. Cred că fără niciun dubiu Onești poate fi dat de exemplu pentru o bună colaborare în tot județul Bacău. Trecând la proiectul care face obiectul discuției astăzi, respectiv acest proiect pe fonduri europene în valoare de aproape 40 de milioane de lei, da, este clar că a devenit cel mai mare proiect pe fonduri europene care se va implementa la Onești, evident, de către municipalitate. Lăsăm la o parte proiectul Raja, care depășește această sumă. Cu titlu de premieră este și cea mai mare cofinanțare pe care Consiliul Județean o asigură unui proiect pe fonduri europene la Onești, depășind proiectul de la spital de eficientizare energetică. Cred că suma este aproape dublă, dacă nu greșesc, aproape 2 milioane de euro. Deci, pe lângă acest proiect, vorbim de implicarea Consiliului Județean la spital, așa cum v-am zis, pe eficientizare energetică, un proiect extrem de important pentru Spitalul din Onești. N-aș vrea să uităm că unitatea de primiri urgențe de la Spitalul din Onești, una dintre cele mai moderne din țară la momentul respectiv și astăzi, la fel, se află în top, este implementată de către Consiliul Județean. N-aș vrea să uităm de asemenea că Strada Industriilor, a cărei licitație abia a luat sfârșit și înțeleg că este foarte posibil ca în această toamnă constructorii să se apuce de treabă, un proiect de aproape 27 de milioane de lei, un proiect extrem de important pentru zona industrială. N-aș vrea de asemenea să uităm nici de Strada Vieșoarei, care tocmai ce a fost terminată și recepționată, un proiect de asemenea foarte, foarte generos din punct de vedere financiar și, evident, etajele 4 și 5 de la Spitalul Municipal, proiect finanțat de Consiliul Județean. Depunem eforturi și noi, cei de la Consiliul Județean, pentru că nu este ușor să te împarți între 90 de UAT-uri, toate au nevoie de ajutor. Ne-am implicat aici la Onești pentru că a existat în primul rând această înțelepciune și comunicare cu domnul primar. Proiectele despre care discutăm astăzi, de fapt, sunt două proiecte integrate într-unul mare, așa cum mă văd obligat să mă repet. Eu vorbesc de două proiecte pentru că sunt două obiective importante în oraș care vor fi reabilitate. Se intrase în criză de timp și mulțumim lui Dumnezeu că am găsit soluția pentru a duce aceste proiecte la
implementare. O să vedem, sperăm să fie și duse la bun sfârșit. Cred că e prematur să spun, să folosesc cuvântul ăsta, duse la bun sfârșit. PNL Bacău se pregătește de câștigarea alegerilor în 2024. Toma Constantin a fost ales președinte al Ligii Aleșilor Locali din Bacău. Toma Constantin, primarul orașului Dărmănești, a fost ales noul președinte al Ligii Aleșilor Locali din Bacău. Evenimentul a avut loc la Centrul de Afaceri și Expoziții Mircea Cancicov din Bacău, unde au fost prezenți 400 de primari și consilieri locali și județeni ai PNL Bacău, dar și președintele CJ Vrancea, Cătălin Toma. Toma Constantin este unul din primarii noștri care nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare în județ. A câștigat în 2020 cu cel mai mare scor dintre liberalii băcăuani, ceea ce demonstrează că oamenii au încredere în el și în ce poate realiza. La fel am și eu, a menționat deputatul PNL Mircea Fechet, președintele PNL Bacău. Îl felicit pentru noua funcție, o merită pe deplin și sunt convins că echipa de aleși local PNL Bacău va performa mai bine ca niciodată în 2024 sub îndrumarea sa. Primarii liberali din județ sunt cei mai performanți și se vede asta în cifre, dar și în proiecte. În 2024 vom crește numărul de administrații liberale din județ și vom dezvolta cu adevărat Bacăul, a mai declarat deputatul PNL Mircea Fechet. Le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru încrederea acordată. Ne propunem ca în 2024 echipa liberală să fie una puternică, unită și pregătită să câștige. Avem oameni foarte buni în partid, oameni competenți, care vor arăta că au cele mai bune soluții pentru comunitățile din județ. În 2016, când am câștigat alegerile, am vorbit cu oamenii și am aflat ce își doresc și am făcut un program în acest sens. În 2020, am luat 76% din voturile din Dărmănești, tocmai pentru că am fost consecvenți și ne-am îndeplinit promisiunile față de cetățeni. Vă îndemn pentru 2024 să credeți în voi, în echipa liberală, să fiți serioși și devotați față de comunitate, a spus Toma Constantin, primarul din Dărmănești. Sunt bucuroasă când am ocazia să revăd într-un număr mare aleși locali care și-au dovedit implicarea în comunitatea din care provin. Domni și doamne deopotrivă care au pus umărul prin acțiunile lor la dezvoltarea comunității. Puterea de muncă a exemplului personal, a disponibilității și sacrificiul sunt ceea ce caracterizează puterea de reprezentare a liderilor locali PNL. Un gând de unitate am transmis și joi la lucrările Comitetului de Coordonare Local PNL al municipiului Bacău, în cadrul căreia s-a întâlnit echipa de conducere. Spiritul de echipă și colaborare în toate activitățile liberale sunt ceea ce mă motivează și pe mine să fac față oricăror piedici. Mult succes tuturor, a transmis deputatul PNL Cătălina Ciofu. Scopul Ligii Aleșilor Locali este de dezbatere și analiza problemelor legate de administrația locală, elaborarea unor propuneri și strategii, programe de sprijin a comunităților locale. Structura din cadrul PNL este cea care se ocupă de desemnarea candidaților și organizarea alegerilor locale. Noua conducere a Ligii Aleșilor Locali Bacău este formată din președinte Toma Constantin, prim vicepreședinți Gheorghe Baciu, Viorel Miron, Valentin Vieru și Liviu Miroșanu, vicepreședinți Cătălina Apetre, Ionică Câdă, Dumitru Constantin David, Sorin Ghergelucă, Petrică Lungu, Claudiu Petrișor, Bernardin Tamaș, Răzvan Tudose, Petre Cezar Olteanu, Neculai Nechita. Membrii: Norocel Cătălin Ciobotaru, Iordache Costaș, Edmond Leonard David, Victor Diaconu, Adriana Enache, Nicu Ciprian Enea, Dănuț Florea, Sorin Ichim, Cristian Iștoc, Petru Iștoc, Vasile Lupu, Elena Pașcua Păvăloaie, Constantin Sava, Nicolae Talabă, Gheorghe Tilibașa, Ilie Bârzu. Încă o primărie din județ semnează pentru investiție prin programul național Anghel Salini. După Măinești, Dărmănești, Oitu și Mănăstirea Cașin a semnat contractul de finanțare pentru proiectul alimentare cu apă, sursă de apă, aducțiune și stație de tratare. O felicit pe doamna primar Adriana Enache pentru toate eforturile depuse pentru a moderniza localitatea, a menționat deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, care și-a exprimat public salutul vis-a-vis de colegii liberali care au reușit aceasta. Mă bucur că primele patru administrații din județ care vor primi finanțare în cadrul acestui program guvernamental sunt administrații liberale. Primarii PNL din Bacău dovedesc în mod constant că investițiile sunt cea mai bună cale pentru a rezolva problemele cetățenilor. Investițiile generează dezvoltare, creează locuri de muncă și aduc bunăstare. Aceasta este viziunea PNL și vom continua să o implementăm. Sâmbătă 26 noiembrie, la Sala Sporturilor Narcisa Lecușanu din Bacău, a avut loc campionatul național de gimnastică artistică feminină individual al juniarelor 3, 2 și 1, etapa finală. Prezentă la acest eveniment a fost și președinta Federației Române de Gimnastică, Carmen Citea Constantin. Mai multe aflăm în minutele următoare. Campionatul Național de Gimnastică, iată că gimnastica românească mai are speranțe, sau așa sperăm să fie.
Categoric da, este un sport pe care copiii îl iubesc, pe care părinții îl susțin. Noi suntem alături de ei și veți vedea foarte curând cât de mulți copii se vor vedea în viitoarele campionate naționale, începând cu anul care vine. În calitate de președinte a Federației Române de Gimnastică, Federației Naționale, aici în sală, astăzi, ați văzut talente care promit în opinia dumneavoastră? Categoric da, noi avem o serie de copii pe care îi urmărim și pe care îi monitorizăm cu ocazia campionatelor naționale. Concursul e concurs, unii au mers așa cum trebuie, unii au mers și au strălucit, alții au mai avut emoțiile și nu au performat, dar asta nu înseamnă că noi nu știm cine anume trebuie să fie și să continue să fie în atenția noastră. Obiectivul, să zicem, pentru gimnastica românească ar fi la pentru 2024 sau 2028? Cum ziceți? 2024 este un obiectiv pe care noi ni l-am luat să calificăm echipa și nu e un obiectiv ușor. Este un obiectiv care foarte multe lume îl pune sub semnul întrebării. Este o generație foarte talentată de copii, o generație extraordinar de cuminte și de muncitoare. Eu cred că avem toate bazele să avem această bucurie la anul. Ne trebuie liniște, însă. Ne trebuie liniște să putem să ne pregătim în liniște, să ne facem toate competițiile și întregul program de pregătire și va fi bine. Un mesaj pentru tinerii sportivi, pentru tinerii campioni, care unii plâng astăzi, alții râd, acum știți cum este. Un mesaj pentru ei din suflet, așa. Să continue. Indiferent cum a fost, important este că au venit, că au participat, că au învățat și dintr-o ratare înveți, știi foarte bine ce să faci mai departe. Te ambiționează, gimnastica este un sport care formează copiii pentru toată viața, indiferent ce vor face în viață. Felicitări pentru grija cu care ai tratat și am văzut că sunteți numai ochi la toate aparatele, indiferent unde era. Da, mulțumesc mult de tot, îmi plac copiii, îmi place să-i urmăresc, îmi place să-i văd cât de serioși sunt în ceea ce fac și spun întregii țări, în gimnastică se muncește mai mult decât muncesc mulți oameni din țara aceasta. Copiii aceștia merită să fie susținuți, iubiți, ajutați să-și atingă visul. Ce emoții au avut sportivele și cât de grea a fost competiția, aflăm în minutele următoare. O zi emoționantă, cred că pentru toate, sunteți campioane și vă mai zic un lucru, de departe, gimnastele de la CSM Onești se văd, se recunosc și asta pentru ce? Prin grație, prin siguranță și prin multă muncă depusă. Am înțeles că ești purtătorul de cuvânt, Daria, spune-ne câteva cuvinte despre ziua de azi. Astăzi a fost o zi bună, am avut câteva emoții, dar s-a terminat cu bine. Astăzi ai depus jurământul de sportivă și numele colegelor. Cum ai simțit? M-am simțit foarte bine. Am simțit că o să fie o zi bună la început. Ai fost emoționată pentru că nu, practic, ai fost, ca să zicem așa, reprezentanta. E corect ce zic? Puțin. Ai fost emoționată, puțin. Da? Puțin. A fost greu astăzi? Da, a fost. Ce a fost greu? Cel mai greu? La paralel. La paralel? Ai avut emoții mari acolo? Da. De ce? E un aparat dificil la paralel? Da, așa mi se pare mie. Da? Colegele tale, tu ce zici? Unde ai avut emoții? La toate. Măi, dar v-ați descurcat foarte bine cu emoții. Tu la ce aparat? La bârnă. Ți-e greu la bârnă? Am emoții mari. E dificilă. Așa mi se pare mie bârna, așa e? Da, un pic. La ce ai avut emoții azi? La bârnă. Și tu tot la bârnă? E grea bârna? Da. Dar s-a văzut ce se mede departe, e cel mai bun. La tu la ce ai avut emoții? La paralele. Vai de mine, acum zâmbești cu... ai zâmbetul până la urechi. Înseamnă că ești mulțumită de evoluție. Da, cât de cât. Am înțeles. Tu la ce ai avut emoții azi? La toate. La toate? A fost greu? Destul de greu. Da, mai mergem mai departe? Strigăm o dată cu toții forță CSM Onești? Da. Ce? Forță CSM Onești! În opinia noastră, a celor din tribune, zicem că ai avut o zi excepțională, dar cred că așa sunt toate zilele tale. Da, așa este. A fost greu astăzi? A fost destul de greu, a fost adversare decât ok, dar eu mi-am tras concursul fără ratare și... Te-ai văzut de drum? Da.
Acum nu ne aude mami, care întâmplător și te și antrenează și care, mă rog, cu faima căreia tu trebuie să lupți, să dovedești că ești mai bună ca mami. Care dintre aparate ți-e cel mai greu? Dar nu aude mami. Sincer, puțin bârna și paralelul, dar foarte puțin. Acum ești mai bună decât mami, sincer. La aceste două aparate? Nu, în general, la gimnastică. Da. Apasă povara numelui dumneavoastră pe umerii tinerei? Eu niciodată n-am vrut să o încarc cu lucrul ăsta, e pur și simplu alegerea ei și dacă va dori în continuare să aibă, să meargă cu aceeași continuitate și cu brion, dar cred că mă urmează datorită faptului că este foarte, foarte ambicioasă, de multe ori poate mai ambicioasă decât mine. Că eu în repetate rânduri, când am mai dat de greu sau ca mamă, vă dați seama, am mai văzut o palmă ruptă sau un pic de sânge sau gata, hai, ne oprim, ne, dar ea nu, că ce, că mi-a trecut, gata, e deci okay. Nu, da, da, ea e ok mereu. Am remarcat și m-am admirat pentru treaba aceasta, nu i-ați transmis emoții, ați fost foarte calmă tot concursul, acum Dumnezeu știe ce-o fi fost în sufletul dumneavoastră. Nu, nu, nu. Deci nu am avut emoții la europene, vă dați seama, când concursul a fost de 3-4 ori mai greu, vorba vine. Dar nu, încerc să nu o încarc negativ și ceea ce face să facă cu plăcere, nu aș câștiga nimic, pur și simplu, dacă aș încerca să-i încarc creierul cu trebuie să faci mai mult, trebuie să... Nu, ea trebuie să... Ea știe exact cât trebuie să dea, a căpătat o anumită experiență, să dea Dumnezeu atâta timp cât ea își dorește să meargă mai departe și văd că vrea să meargă mai departe, pentru că dacă stăm bine să ne gândim, Olimpiada e foarte aproape. Urma să o întreb. Pentru ce te pregătești? Care e obiectivul tău? Pentru mondialele de la anul, europenele și Olimpiada în 2024. Cu siguranță numele tău va însemna ceva în gimnastica românească, te văd atât de determinată și mă bucur. Dumnezeu să te țină sănătoasă și să te întorci cu rezultate așa. Cu ce îți propui să reușești? Vă mulțumesc foarte mult și Doamne ajută! Probabil sau colege, pentru că na, nu toată lumea e la fel de... Colege, părinți, susținători, că iubesc foarte mult și le mulțumesc din tot sufletul meu că mi-au fost alături. Un mesaj de încurajare pentru cine n-a luat astăzi, să zicem, n-a urcat pe prima treaptă și poate n-a fost nici acolo în primele trei poziții. Se mai întâmplă... Să nu dispere. Nu, nu. Muncim și... Vor ajunge campioane, da. Mulțumim și multă sănătate. Mulțumim mult de tot. Mulțumim sănătate, numai bine. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 29 noiembrie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 3 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 1 grad Celsius. Miercuri 30 noiembrie, vremea va fi rece și umedă, cerul va fi acoperit de nori, sunt posibile averse de ploaie și ninsoare, maxima zilei ajunge până la valori de 3 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la valori de 0 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.